Vă rog să mă credeți că atunci când am decis să conduc această moțiune, a fost o decizie pe care am luat-o după multe zile de discuții și cu cei care conduceau Partidul Mișcarea Populară, dar mai ales cu soția și cu fiicele. Trebuie să vă spun că mi-a fost foarte greu să le conving, dar până la urmă